ziua, este vineri ora 13, începe emisiunea Drumurile Noastre. A fost o săptămână foarte interesantă legat de tot ce înseamnă infrastructură de transport din România. Și spun acest lucru pentru că am avut o moțiune împotriva ministrului transporturilor Răzvan Cuc, unde trei deputați PSD importanți, printre care și Lia Olguța Vasilescu, au votat moțiunea simplă împotriva domnului Cuc. Mai mult decât atât, trebuie să vă spun că, și aș vrea să-i spun ministrului transporturilor Răzvan Cuc, faptul că este la al treilea mandat, dânsul precizând în fața parlamentarilor, în momentul în care și-a ținut discursul privind moțiunea de cenzură, că ocupă pentru a doua oară fotolul de ministru. Îi amintim noi că a jurat de trei ori pe Biblia de la Cotroceni. Ieri, ministrul Cuc a fost personajul principal într-o scenetă ieftină, s-a făcut că rupe un contract pentru o centură din apropierea capitalei, un contract care este reziliat, acest proiect, încă de luna trecută de către șefii companiei de drumuri. Mai mult decât atât, tot ieri, după ce a vizitat un șantier abandonat și s-a făcut că rupe un contract, ministrul Cuc a vizitat cel mai aglomerat punct rutier din capitală, mai exact în zona pasajului unde ar fi trebuit să fie un pod, un pasaj, pasajul Domnești. Ministrul Cuc a găsit câțiva muncitori, câteva mașini utilaje și un cimitir în vecinătate. Au trecut 43 de zile de când ministrul Cuc a depus pentru a treia oară jurământul de ministru al transporturilor și observăm că ministrul Cuc vorbește doar despre autostrăzi la nivel de studii sau de proiecte și mai mult decât atât, dacă vă aduceți bine de aminte, undeva la începutul lunii martie am putut vorbi despre 15 km de autostradă în Moldova. Ministrul Cuc, din păcate, nu ne punctează decât două lucruri sau trei importante. Faptul că vom avea 180 de km de autostradă, mai avem 280 de zile până la sfârșitul acestui an și avem 0 km de autostradă și faptul că în Moldova există un proiect de autostradă, ceea ce e foarte lăudabil, ceea ce aș putea spune că primii 15 km de autostradă, dacă i-am avea în 2019, ar fi extraordinar pentru România, pentru minister, pentru guvern. Îl avem la telefon pe un deputat PMP, Petru Movilă. Bună ziua! Dânsul este tocmai din zona Moldovei. Bună ziua! Dânsul este tocmai din zona Moldovei, din Iași, dacă nu mă înșel. Bună ziua, domnule deputat! V-aș întreba în 2-3 minute punctual. După 43 de zile de mandat, cum vi se pare situația din Ministerul Transporturilor? Mi se pare aceeași, ministrul este mai vorbăreț, mai comunicativ, însă din punct de vedere al proiectelor de infrastructură, al strategiilor pe infrastructura de transport rutier, feroviar, nu mai zic pe transportul aerian, pe tarom, nu avem nimic nou. Eu sunt inițiatorul unui proiect de lege care a devenit lege, legea privind obligarea guvernului de a face autostrade, autostrada Ungheni-Aștept-Mureș, tocmai din cauza faptului că Ministerul Transporturilor, indiferent de cine a fost condus după 2012, undeva se realizeze studiul, se recepționeze studiul de fetabilitate într-o autostradă de care vorbesc, și a bătut joc de aceste proiecte, a făcut un desen frumos cu comentariu pe desen masă Planul General de Transport, care nu se aplică. Acel proiect adoptat prin hotărâri de guvern este bătaie de joc a tuturor politicienilor de la guvernare, pentru că fiecare se trezește dimineața, mai ia un marker, o cariocă și mai anunță publica mai desenată autostradă pe harta României. Deci, din acest punct de vedere, vedem foarte clar că nu există o strategie, o coerență în acțiunea Guvernului Ministerului Transporturilor pentru drumurile din România.
Cum vi se pare faptul că în prezent pot să spun că cel mai animat proiect de autostradă în România este în Moldova, în apropierea localității Bacău, mai exact centura Bacău. Vedeți în următoarele, nu știu, vedeți în următorii 5-6 ani un drum expres sau o autostradă București-Bacău sau chiar Iași? Deci, în primul rând, ceea ce s-a întâmplat la Bacău nu se referă la autostradă. Este centura Bacăului. Dar nu se interesează din punct de vedere tehnic-juridic, este autostradă. Este o centură de oraș care este în regim de două benzi pe țări. Și atunci unor povestitori le place să spună că orice drum cu două benzi pe țări este autostradă sau este parte din meritele lui. Eu vă spun doar atât că pentru Unghenia Sârgu Mureș este o lege care trebuie aplicată în integralitatea ei de către Ministerul Transporturilor, nu comisia de prognoză, nu nimeni altcineva, pentru că după lege inițiate am inițiat și amendament prin care s-au dat bani pentru studiile de fezabilitate. Și un alt lucru important, faptul că avem un coridor de transport de la Siret până la Giurgiu Ruse, un coridor nord-sur, coridor care este agreat în toate planurile de transport ale Comisiei Europene, pe care de asemenea guvernul este obligat să-l facă. Și atunci Ministrul Transporturilor și guvernanții PSD-ALDE le încurcă mereu, creează mereu o diversiune, vorbim despre Suceava, Paștani, Bacău, Buzău sau despre Târgu Neamț, Târgu Mureș, fără să prezinte clar că sunt proiecte diferite, trasee diferite, finanțări diferite. Mulțumesc frumos, domnule deputat. Îl avem tot la telefon pe domnul Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Bună ziua, stimate domn. Vreau să vă întreb, au trecut, dacă pot spune așa, au trecut niște luni din acest an și vreau să vă întreb, când vom inaugura primii kilometri de autostradă în 2019? De conform termenelor contractuale, în august ar trebui să avem Lugoj-Deva 3 și 4, august-septembrie, haideți să spunem așa, pentru a lua în calcul și posibilele întârzieri, ar trebui să avem cei 43 de kilometri de autostradă pe Lugoj-Deva 3 și 4, după care ar urma loturile 2-3 Sebeștiuri, dar după care ar urma loturile Iernut-Chețani, Chețan-Câmpia Turzii de pe autostrada Transilvania. Deci acesta este prognoza. Bineînțeles că luăm în calcul și cei 16 kilometri la profil de autostradă ai variante ocolitoare Bacău, care este foarte posibil să fie finalizați anul acesta, având în vedere și ritmul în care UMB-ul lucrează acolo. N-aș vrea să-l contrazic sau să se supere pe mine colegul dinainte, dar trebuie să spun că varianta ocolitoare Bacău, cei 16 km ai variantei ocolitoare Bacău la profil de autostradă, și repet, la profil de autostradă, fac parte exact din acel coridor nord-sud și se înscriu în A7, adică Ploiești-Buzău, Buzău-Focșani, Focșani-Bacău, Bacău-Pașcani, Pașcani-Suceava, Suceava-Siret. Deci ei vor face parte din această autostradă numită și Autostrada Moldova. Cealaltă autostradă, Târgu Mureș și Târgu Neamț, Pașcani, Iași, Ungheni, este o autostradă care vine oarecum perpendicular pe A7. Deci ca să lămurim și aici problema. Deci concluzia este că primii kilometri de autostradă în 2019 îi vom avea undeva în august-septembrie? Da, conform contractului. Este posibil însă să fie mai devreme gata, dar nu vreau să mă pronunț. Doresc să avem o surpriză plăcută în cazul în care se vor finaliza mai repede. Mulțumim frumos, un anunț important pentru români. Deci primii kilometri de autostradă în 2019 îi vom avea în perioada august-septembrie. Doamne ajută să-i vedem. Deci în mod normal, acest guvern în perioada august-decembrie 2019 ar trebui să ne onoreze cu 180 de kilometri de autostradă.
Impresionant. Revin după aproximativ 2 luni de mandat, domnul Cook nu pomenește nimic despre adevăratele probleme din Ministerul Transporturilor. Și aici mă refer la o companie esențială în ecuația transportului, așa cum este CFR Marfă. Această companie ar urma să meargă pe ultimul drum dacă Ministerul Transporturilor nu ia măsuri drastice. Astăzi vorbim despre soarta CFR Marfă în 2019 cu invitatul meu special pe care vreau să vi-l prezint. Se numește domnul Bogdan Chirițoiu. Bună ziua, președintele Bună ziua. Consiliului Concurenței. Vă mulțumesc pentru prezență și v-aș întreba direct ce se întâmplă cu CFR Marfă în 2019, pentru că sunteți unul din, poate, arbitrul principal privind funcționarea acestui colos din transporturi. Mulțumesc mult pentru invitație, dar după vorbitori înainte care venea cu știri pozitive, eu înțeleg că sunt cel mai, sau sunt arbitrul principal pentru ultimul drum al lui CFR Marfă. Nu cred că am nicio importanță atât de mare și sper că nu suntem într-o situație atât de, fără ieșire. Dar acum, e adevărat că problemele se adună și dacă nu le rezolv la timp, dar ele nu dispar. Da? Putem să ne sperăm asta, că da, le ignorăm și ele dispar. Din păcate, nu dispar. Compania asta avea pierderi, statul i-a șters datoriile, da, de 300 și de milioane de euro și a scos-o la vânzare. Asta se în 2013. A câștigat licitația o companie românească de-a noastră de aici, care n-a reușit să vină cu banii. Și atunci, și lucrurile au rămas cam la nivelul din 2013, din păcate. Pentru că compania, ea nu s-a privatizat, bun, ea a continuat să facă pierderi. Pierderile astea s-au adunat, bun, a rămas cu pierderi la... Grosul pierderilor se văd în datorile pe care le are la compania de infrastructură. Și ce s-a întâmplat anul trecut? Concurenții ei privați, care își plătesc taxele de drum, taxele de utilizare a căii ferate, da? Constatând că principalul actor de pe piață, compania de stat, care are un pic sub 50% cotă de piață, deci e principalul actor pe piața asta, nu concurează corect cu ei, da? Repet, ei își plătesc taxa de utilizare a căii ferate, compania de stat, în esență, nu și-o plătește. Da, au reclamat Comisiei Europene acest lucru. Și Comisia Europeană are în derulare o investigație care nu are cum să se sfârșească bine, da, prin care o să ne forțeze să punem înapoi pe rol datoriile șterse în 2013. Pentru că au șterse și Comisia Europeană și-a dat ok-ul la vremea să fie șterse în context ca să o pregătim de privatizare. Dar privatizarea nu s-a întâmplat, au trecut 5-6 ani de atunci. Și ca tare datoriile astea vor reapărea în cârca companiei. Da? Avem informații că în aceste zile oficialii guvernamentali, dumneavoastră, v-ați întâlnit cu oficialii europeni, da, în special Digi Competition, Direcția Generală de Concurență din cadrul Comisiei, și ați discutat punctual situația CFR Marfă, respectiv soluții privind eficientizarea companiei, decizia de ștergere a datoriilor precizate și punctate de către dumneavoastră. Bine, nu vă întrebăm exact ce s-a discutat. Deci de ce m-am mai invitat? Nu vă întrebăm exact ce s-a discutat sau ce decizii s-au luat. Vă întrebăm doar când vom afla ce decizie sau ce va spune Comisia Europeană. Știți probabil că ieri a avut loc un eveniment în cadrul președinției România Consiliului Uniunii Europene. Deci totdeauna în fiecare președinție organizează și o întâlnire pe concurență. Da? Și ieri a avut loc această întâlnire la București, a participat doamna comisar, da? Comisarul danez, cel care se ocupă de concurență, doamna Margrethe Vestager, și în subsidiar a fost și o întâlnire cu reprezentanții guvernului ca să trecem în revistă toate investigațiile pe care le are Comisia Europeană în derulare în privința României. S-a atins subiectul CFR Marfă. Ce rămâne? Avem câteva luni de zile în care să ne gândim
cum putem să restructurăm, să eficientizăm compania și o să avem și sprijinul experților europeni ca să conturăm o soluție bună. O soluție care e economică, viabilă și care să stea și în picioare legal, pentru că, din păcate, na, și la noi și la Bruxelles suntem ținuți de rigorile legii, deci nu putem veni numai cu soluții să fim strict economice, dar trebuie să avem grijă să le și încadrăm juridic pe regulile europene. Există timp până în perioada mai-iunie, atât cât vom mai deține președinția Comisiei, să furnizăm noi, România, o soluție? A Consiliului, nu a Comisiei. Avem voie a Consiliului. E o subtilitate aici, da, pentru că Comisia pe concurență, practic, Comisia e foarte puternică. Practic, soarta CFR Marfă e în mâinile României acum? Nu, asta vreau să spun. Pe zona de concurență, Comisia e stat în stat, dacă vreți. Nu e supusă miniștilor, statelor membre. Deci degeaba avem noi președinția Consiliului Uniunii Europene, adică a miniștilor din statele membre ale Uniunii, că nu putem să-i dăm ordine Comisiei ce să facă, cel puțin pe zona de concurență. Deci acolo puterile lor sunt foarte clare. Tocmai ca să nu poată statele membre să se amestece. Dânșii ne pot da nouă vreun ordin? Și noi să-l executăm? Dânșii ne pot da amenzi, da. Ne pot da amenzi, nu un ordin. Noi, amenziile sunt un ordin de plată, da. Pentru că noi îl putem contesta la Curtea Europeană de Justiție. Nu cu șanse, mă. Comisia pierde destul de rar cazuri în Curtea Europeană de Justiție, mai ales pe zona de ajutor de stat. Se întâmplă, dar rar. Adică eu nu mi-aș pune speranța că o să răsturnăm la Curtea Europeană de Justiție decizia Comisiei. Cred că efortul nostru trebuie să fie să găsim împreună cu Comisia, să găsim o cale cât mai bună pentru România. Deci cred că până în decizie trebuie să lucrăm cu Comisia și să ne stăduim. După ce a ieșit decizia, trebuie să o executăm, repet, o putem ataca în instanță, dar cu șanse mici. În 2019 vom primi această decizie? Adică în acest an? Da. În câteva luni? Da, pentru că suntem pe final de mandat al Comisiei Europene, da? Și comisarul va dori să încheie subiectele, da? Nu o să vrea să lase dosarul ăsta pentru cine Dumnezeu o veni de la anul. Deci e normal, oamenii își fac curățenie, da? Vrei să... Dar asta, dacă vă uitați un pic, ei merg pe ideea, în timpul președinției, desigur, de se poate frumos cu tine, da? De asta ne-au dat decizii de recuperare de ajutor de stat pe Olkim și pe Complexul Energetic Hunedoara în decembrie, anul, deci înainte de președinție, și bun, asta, CFR Marfă o să se finalizeze după președinția României. Pe altfel, uitați-vă, la Olkim e aparent pare o decizie dură, da? Pentru că spun, domnule, Olkim trebuie să plătească statul român 300 milioane de euro. Evident că Olkim nu are acești bani și știe și Comisia Europeană acest lucru. Deci, la Olkim, după ani de lucru, e adevărat, am reușit împreună cu Comisia Europeană și cu cei care au gestionat insolvența Olkim să avem o formulă în care Olkim să fie restructurat și să funcționeze, să se păsteze majoritatea locurilor de muncă. Deci acum avem o companie, o privatizare care a reușit, nu? Chim Complex a cumpărat Olkim-ul, a plătit banii, creditorii și-au primit bani cât s-a putut, da? Compania merge mai departe. Deci Olkim-ul e un caz de succes, deși aparent, spunem, domnule, sper să fie și Marfa. Dar asta vreau să spun, ca să nu fim prea pesimiști. Am la început de weekend. Ați punctat faptul că sunt șanse să nu sfârșească bine. Ați punctat acest lucru. Eu vin și vă mai întreb, o decizie, știm, nu în prima emisiune, când am lansat emisiunea Drumurile noastre pe 1 martie, am prezentat un document prin care am punctat faptul că statul ar ajuta din nou CFR Marfă. Adică Compet ar avea un contract cu CFR Marfă de transport, diverse transport de țiței și alte produse petroliere. Aș vrea să vă întreb cum apreciați din punct de vedere al concurenței faptul că o societate cu capital de stat, cum este Competul, încredințează în această perioadă unei alte societăți de stat, evident CFR Marfă, un contract de 50 de milioane de euro. Argumentul folosit de către Compet este o motivație oficială, cum că ambele companii ar fi de către stat. Ar trebui Consiliul Concurenței în acest caz să se sesizeze? Bun, Competul, fiind o firmă de stat, e obligată să respecte legislația privind achizițiile.
Deci, nu știu, speța și mi-e greu acum să comentez lucruri pe care le aflu acum în premieră de la dumneavoastră, da? Da. Și eu mă întreb că am primit... Să vă spun ceva? Deci, cred că te-s convins că respectă sau că trebuie să respecte legea achizițiilor publice. Dacă acest contract a fost încredințat conform legea achizițiilor publice, nu e nicio problemă. Ce a spus Ministerul de Finanțe, țin minte anul trecut, a zis, dom'le, când faceți o licitație, voi, firmă de stat, aveți grijă să invitați firme de stat din domeniu. Ministerul de stat... au recomandat companiilor de stat să invite la licitație, adică n-au spus dați-le contracte firmei de stat, pentru că asta ar fi ilegal. Repet, contractul trebuie dat, evident, de obicei, prin licitație. Nu că asta spune legea achizițiilor publice, că trebuie să fac contractele dau prin licitație, cu îmi dă un preț mai bun. Dar ce au atras atenția finanțele la vremea au fost, doamne, când faceți licitații, asigurați-vă că ați invitat și firma de stat, adică nu îi săriți pe cei de la stat. Acum, că CFR Marfă, care este liderul pieței, primește, câștigă un contract, nu e surprinzător, că așa e lider de piață. Dacă n-ar câștiga prin contracte, n-ar fi lider de piață. Deci sper că a primit acest contract în condiții concurențiale, conform legii achizițiilor publice. Trebuie să vă întrerup, luăm o mică pauză de publicitate, revenim în câteva minute. Am revenit în direct, emisiunea Drumurile Noastre. Vă întrebați de ce costă peste 10 lei o sticlă de apă plată sau minerală, o cafea sau o ciocolățică în aeroportul Henri Coandă, principala poartă de intrare a pasagerilor, a românilor, a străinilor pentru România. Emisiunea Drumurile Noastre a aflat răspunsul. Tot ce înseamnă spații publice, spații de publicitate din cadrul aeroportului Otopeni sunt în curtea unei firme. Firma se cheamă Dnata Catering. Este firma care practic gestionează tot în curtea și pe proprietatea Companiei Naționale Aeroporturi București. Mai mult decât atât, tot ce înseamnă servicii de alimentație publică în cadrul aeroportului Henri Coandă, dar și Tarom, trece prin compania Dnata Catering. Practic, ei au exclusivitate. Aeroportul Henri Coandă sau Tarom nu poate cumpăra nimic de la nimeni decât de la Dnata Catering. Consiliul Concurenței, din ce știm noi, se pregătește sau a început o... Nu știu dacă îi putem spune investigație, pentru că practic putem numi un fel de monopol în aeroportul Henri Coandă. Aș întreba pe domnul Chirițoiu, s-a început sau nu această investigație și ce se va întâmpla în următoarea perioadă, dacă vom lua o sticlă de apă cu un euro, nu cu doi sau trei. Nu avem investigația, că e aproape de finalizare. Noi întrebăm unde am putut. De la ce am pornit? Am pornit de la această exclusivitate dată pe termen foarte lung. Și probabil ca parte din finalizarea investigației, da, o să ne asigurăm că contractul aeroportului va fi renoit prin licitație pe perioade mai scurte. În această perioadă, compania Dnata Catering este în pole position pentru prelungirea contractului pentru o perioadă de 7 sau 10 ani. Nu știu dacă știați, vă spunem. Am auzit de curând acest lucru, da? Bun, mă reamintim. O să avem... Nu sunt convins că și aeroportul și compania, știind că sunt investigați, se vor comporta responsabil. Asta e unul. Doi, dacă ei nu o fac, o să încheie întâi ce contracte vor ei, da? Contractul lor nu bat legea. Deci noi, prin decizia noastră în baza legii, putem să le dispunem, da? Să-i forțăm să facă și lucruri pe care nu le doresc dânsi, da? Deci putem să obligăm să dizolve un contract, de exemplu, da? Dacă prin absurd e încheie un contract anticoncurențial în perioada în care sunt investigați, da? Dar eu cred, repet, că sunt oameni responsabili și unii și alții și nu vor fi, să spun, nu vor avea acțiune sfidătoare, să spun. Da, chiar dacă vom reuși, da? Și, nu, chiar dacă, sigur vom reuși să ajungem la o variantă în care se fac licitații și nu există o exclusivitate pe termen foarte lung. Asta nu ne rezolvă problema prețului.
Pentru că prin licitație ce ne asigurăm? Ne asigurăm că statul nu-i furat, dacă vezi, da? Că aeroportul București, care e o firmă a statului, nu va da prea ieftin acele spații. Da. Dacă aeroportul ia mulți bani, cel care va administra spațiile alea o să pună prețuri mari. Nu că trebuie să, dacă plătește o chirie mai mare, să spunem, aeroportului. Da, și atunci ce mi-aș dori să găsim și o soluție ca prețurile să nu fie excesive. Da, și repet, pentru asta licitația nu e suficientă pentru asta. Deci trebuie ori punem niște condiții în licitații, sau nu, asta va fi, de fapt. Trebuie niște anumite condiții introduce în caietul de sarcină la licitație care să împiedice compania care va administra spațiile astea să aibă prețuri excesive. În orice aeroport e mai scump decât dacă te duci, nu știu, și stai la o terasă. Fie și în centrul Bucureștiului. Da. Totuși trebuie să ne asigurăm că nu avem prețuri excesive pentru pasagerii care sunt cumva captivi. Da. Da, regulile de siguranță nu lasă nici să venim cu o sticlă de apă de acasă. Da? Deci, dacă ni se face sete în aeroport, o sticlă de apă care e un leu în magazin, exact. Sau 3 lei sau 5 lei la o terasă, pe o terasă, într-o cafenea, în contextul în care eu sunt convins că e undeva la 10-15 lei într-o cafenea o sticlă de apă. Am înțeles că ați avut o problemă și dumneavoastră, ați depus o plângere la compania Aeroportul București legat de prețuri? Nu, nu are legătură cu prețuri, pentru că eu am avantajul, având un card de credit care îmi dă și accesul gratuit în salon de business. Deci chiar dacă nu zbor business, cardul băgii îmi dă accesul în salon, așa că eu nu plătesc apa când mă duc la aeroport. Dar da, am avut o problemă și am făcut o plângere. Am găsit un formular de plângere acolo la salonul business. Pentru că ce am văzut seara, mi s-a întâmplat deja de două ori, dacă ajung foarte târziu, merg destul de mult prin aeroport, dacă ajung târziu, nu mai au cărucioare. Deci în timpul zilei sunt cărucioare, dar... Seara dispar. Seara ce că le duc la spălat. Rezultatul, dacă aterizez pe la 12 noaptea sau 1 noaptea, nu mai ai cărucioare, da. Da, ama, nu știu. Ați primit vreo răspuns din partea companiei? N-am primit două săptămâni de când am completat formularul ăsta. Totuși, de 14 zile n-ați întrebat cât au costat cărucioarele, dacă sunt făcute din aluminiu sau din alt material. Era o sesizare de bun simț. Eu am crezut că ați făcut o plângere să întrebați de ce costă cafeaua, 20 de lei sau sandwich-ul 30 de lei. N-am intrat în subiectele astea, după cum vă spuneam. Da, când zbor, până că luna viitoare, când mai zbor, sper că o să găsesc cărucioare. O întrebare scurtă în 30 de secunde. Știm că ați avizat tot ce înseamnă antepriza CNAIR. Da. Care a fost rolul Consiliului în... În 2016 a fost discuția când a fost creată. Nu? Când s-a spart compania de drumul, CNADNR. A apărut compania de administrare infrastructurii, sau cum i-am spus. Da? E cumva neortodoxă soluția. Da? Nu? În condiții normale, statul face o licitație, eventual printr-o firmă specializată, cum era CNADNR-ul, plătește o droaie de bani, angajează o firmă serioasă, aia construiește autostrada. Acum, guvernul s-a gândit în 2016 să creeze posibilitatea ca stat să creeze această companie nouă și statul să aibă posibilitatea să lucreze în regie proprie, dacă vreți, drumuri. Și, bun, repet, e o soluție neortodoxă. De ce ajunge la noi? Pentru că totdeauna când îți dai contract, când dai o încredințare directă fără licitație, e o suspiciune de ajutor de stat. Da? Dar am zis, adică, trebuie să vă întreb, prețul e prea mare. Publicitate, vom reveni în câteva minute. Am revenit în platou. Am vorbit despre autostrăzi, CFR Marfă, aeroport, antepriza CNAIR. Ne-am oprit la port. Consiliul Concurenței, am înțeles că a fost și în portul Constanța. Am vrea să-l întreb pe domnul Chirițoiu dacă s-au dat amenzi și pentru ce. Am avut sancțiuni aplicate pentru firmele de remorcaj și pilotaj. Inclusiv portul Constanța, da? Pentru că ei organizaseră, modul în care organizau remorcajul, pilotajul, elimina concurența și ducea la tarife mai mari.
și am aplicat, repet, amenzi de 5 milioane de euro în total. Acum monitorizăm ceea ce se întâmplă cu respectarea, deci modul cum se comportă acum agenții economici și pe mai departe. Dar de anul trecut am primit totuși puteri suplimentare pe zona asta. Deci în interiorul Consiliului s-a creat, așa cum aveam de câțiva ani, o autoritate de supraveghere pe feroviar, acum s-a creat o autoritate de supraveghere pe naval. Și ce face ea? Are grijă ca toate aceste monopoluri care sunt porturile să nu aibă tarife sau chirii prea mari. Deci ei de anul trecut trebuie să ne trimită pentru aprobare tarifele și chiriile pe care le percep. Evident, cele mai importante porturi sunt Constanța și cele mari dunărene, da? Cum e Galați, da? Alte sunt mai mici. Da, în esență, sunt monopolul, dar nu prea ai de ales. Dacă vrei să aduci marfă în România pe mare, trebuie să ajungi la Constanța. Și atunci e important să nu lăsăm autoritățile să pună, autoritățile portoare să pună prețuri prea mari, pentru că atunci nu mai este portul atractiv. Da? Și se orientează armatorii spre Bulgaria, să spunem, sau spre alte căi de intrare în Uniunea Europeană. Vreau să profit de dumneavoastră ultimele 2-3 minute să-mi spuneți un pic Consiliul Concurenței. Ce înseamnă Consiliul? Am înțeles că a început se finalizează o investigație pe parte bancară și RomSilva. Avem un minut din acest moment. Da, deci în cursul acestui an o să terminăm o investigație pe care ne uităm la licitațiile de lemn ale RomSilva. Sunt multe companii implicate. Nu investigăm RomSilva, ci investigăm înțelegerea companiilor care participă sau suspectăm înțelegerea companiilor care participă la licitații. Și beneficiarii acestor licitații, în final, sunt mari operatori, care sunt cei trei firme austriece, da? Egel, Cronospan și Schweizhofer. Iar pe partea de servicii financiare, iarăși o să finalizăm o investigație, început acum un an de zile, în care suspectăm înțelegeri între câteva bănci mari din România și firmelor de leasing. O terminăm în acest an, cu ce rezultate, evident, nu știu să vă spun în momentul de față. Mulțumesc pentru invitație. În luna mai iunie vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă fac o nouă invitație pentru luna mai, dacă sunteți de acord, pentru că sunt foarte multe subiecte privind infrastructura din România. Sunt convins că sunteți șofer, mergeți cu mașina prin România sau cu trenul sau cu avionul. Mulțumesc pentru prezență. Aveți ziua de București, ca să vin la dumneavoastră. Deci... Vom reveni la fix pentru a continua emisiunea.